Salut, prieten! Mihai Stepanov cu următorul video despre site-ul Swisscoin. În special, în acest video, vreau să spun ce schimbări văd pe site-ul meu după ce am făcut cumpărarea pachetului, căci sunt mai multe feluri de bonusuri. În momentul actual, vedeți bonus pe zi, în care zi oamenii plătesc în aceea îmi vine bonus și aici de pildă azi a apărut informația de ziua de ieri că am 4 euro bonus și aceștia 4 euro, dacă vă uitați, ei s-au împărțit în felul următor. 60% s-a dus la cash balance, iar 40% la trading account. Deci trading account ăsta se reinvest. Deci se adună aici euro și eu pot să cumpăr alt pachet, ori să iau altul mai mare, adică să adun mai mare sumă, după dorință. Deci unde vedem noi pentru ce am primit bonus? Deci este direcția bonus, intrăm aici și vedem direct bonus care e 10% din volumul care a cumpărat persoana invitată de noi. Și aici se vede că data de 4 iunie, ora 1, când a fost calculat, 4 euro. Că următorul care este bonus de echipă, eu încă nu sunt calificat la asta, vedeți că nu e pentru ca să ai bonus de echipă, trebuie să ai doi direcți care au cumpărat pachete de la 25 de euro în sus. Eu, dacă mă uit acum rețea la mine, o să vedeți că eu adesea cu roșu am luat pachet, la mine dacă vă uitați roșu este de 50. Acum dacă uităm mai jos în structură, o să vedeți că am direcție, deci direcția de care sunt prima linie la mine. Deci trebuie să fie doi oameni direcție invitați din noi în prima linie, nu în echipă, dar numai în prima linie, ca să ne calificăm la bonusul de echipă. Deci eu am unul până când și unul trebuie să plătească și o să am și din echipă. Deja mâine o să vedem ce bonusuri. Deja ca să fiu calificat la acest bonus, matching bonus, trebuie să eu să trec la alt pachet mai mare de 250 de euro. Și două persoane cu 50 de euro pachetul minim în prima linie. Așa, acum uitați-vă, după ce s-a pornit, azi încă este altă noutate, că site-ul s-a pornit oficial să mineze. Și deja de la ora 1, ora Moscovei sau ora 12, ora Germaniei, aceste monede noi putem să le dăm la minat. Apăsăm aici. Și am 500 de monede și trebuie să apăs aici. Se vede că încă nu a ajuns rândul. A, un split 1, mi s-a spus. S-a pus laminat orice. Deci, ca tare ce am mai înțeles, uitați-vă, că în primul rând se duc la minare în formă de scrâscătoare, deci cei care cu pachetele cel mai mari, ei prima dau pe urmă de 10.000, deci așa în jos, până să ajungă rândul și la noi. Dar tot după când au fost cumpărate, deci nu poate să fie că unul cu un pachet mai mare, dacă cumpăr acum, el o să treacă înaintea mea. Nu, pur și simplu deja după mine. Dar deoarece mulți au cumpărat pachete până la start, până pe 4 iunie, deci ele acum vor zi două să fie așa, rândul acum mai mare, până o să le pornim. Deci, dacă o să mai fie ceva noutăți, o să fac altă video.
principiu asta am vrut să arăt că lucrul s-a pornit, merge, comisioanele vin, plățile se scot care fac, deci aici uitați-vă. Și acesta e unul și același, pur și simplu, treptat aici o să mai fie niște schimbări de tăiile sumele, acestea o să difere. Site-ul până când se dezvoltă, deci nu poate fi tot din prima zi, treptat o să fie un lucru încă adăugat pe acest site. Care lucruri legate anume de alimentarea contului. Acum, cum e, știți, iese doar... Da, deținem tot în cont încă. Bonus. Care pot să dau la scos, dar 2 euro n-are rost. Scot, o să scot o sumă mai mare. Că se scoate prin Bitcoin sau prin transfer bancar. Prin sistemele cele care sunt acum de a introduce bani, care nu știi, deci am arătat în alte video, mai arăt încă o dată. De pildă, noi cumpărăm un pachet care vrem să-l avem. Deci de pildă de sută, apăsăm aici. Pildăm aici. Și avem, deci... Aici deja eu am cumpărat primul pachet. În afară de pachet mai este taxă de 25 de euro odată care se ia. Ia la mine cum nu se vede, dar la voi care prima dată o să cumpărați, o să apară încă 25 de euro. Adică o să fie 900, 225. Eu mă apăsați pe checkout, prin metoda care dorim să plătim. Și este transfer bancar. Pair încă nu e unit, trebuie să unească și paiza. Este Bitcoin. Deci, când faci plată pe Bitcoin sau transfer bancar undeva în 5-7 zile, banii intră în cont. Deci așa că sunt mulți oameni care fac transferul și nu se dovedește fizic să se verifice toate informația care și cum. Deci când transferăm, scriem... am făcut transferul prin Bitcoin, ca exemplu. Pe urmă scriem pe acest e-mail ca să cerem introduce banilor în cont. Pentru asta, uitați-vă ce se cere aici, ca să fie scris. Adresa noastră Bitcoin prin care am transferat, trebuie să scriem suma, trebuie să scriem login-ul care îl avem în Swisscoin. Dacă toată informația este scris corect, nou banii ni se trec în... în cont, deci în balansul nostru interior, după care noi putem cumpăra. Deci banii apar aici, la e-wallet sau la cash. Account, e una și aceeași, până când. Deci dacă s-a introdus 125 de euro, 125 de euro să apară. Pe urmă, din nou, vă duceți la cum am făcut cu pachetul și-l activați. A doua oară, când o să faceți, să alegeți de pildă tot 100, pachetul de 100, deja el o să vie banii, nu o să trebuiască din nou să transferați. Tot așa, treci și aici, treci și aici. Și când o să apăsați, el o să fie plătit. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.